Tradiție milenară de Sfântul Dumitru în Argeș. În ajunul sărbătorii religioase, mii de oameni de pe cuprinsul județului au participat la focul lui Sumedru. Ei s-au adunat în jurul unor imense ruguri aprinse, un ritual care simbolizează purificarea după o toamnă în care roadele pământului au fost îndestulătoare. Despre cei care sar peste foc, se spune că vor fi sănătoși tot anul. Ritualul marchează începutul de an pastoral. Pe vremuri, focurile se făceau pe dealuri. După aprinderea rugului, pe coaste se rostogoleau roți de car înfășurate cu paie, cărora li se dădea foc. Comuna Mărăcineni este una dintre numeroasele localități argeșene unde se serbează focul lui Sumedru. Tinerii au fost îndemnați de cei mari să respecte tradiția. Cam fiecare an vreau să fiu împreună cu cetățenii, să sărbătorim acest eveniment, această sfârșit de toamnă, focul Sumedru, care, prin care aducem o ofrandă zeilor pentru minunatele recolte și să purificăm pământul pentru recolta de anul viitor. Oamenii s-au încălzit cu un pahar de vin sau de țuică, dar și de focul de aproape 10 metri înălțime. La final, femeile au oferit participanților mere, nuci și covrigi. Sumedru este asociat cu moartea naturii, cu sosirea iernii și a frigului. Sărbătoarea a preluat numele și data de celebrare ale Sfântului Mare Mucenic Dumitru, considerat ocrotitorul păstorilor.